Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție. Iată, astăzi vom vorbi despre regenerare celulară. Bineînțeles că înainte de a avea loc această regenerare, trebuie să ne detoxifiem organismul. După ce facem o curățenie interioară, venim și regenerăm celulele, le multiplicăm pe cele sănătoase. Știm cu toții că acest proces are loc zilnic în organismul nostru, însă uneori, din păcate, această situație nu mai are loc din cauza că au apărut anumite afecțiuni. Bineînțeles că venim în întâmpinarea dumneavoastră cu un produs natural 100%. Eu îi spun un produs care conține 17 plante, capsula verde, capsula roșie. Luăm întâi capsula verde pentru a ne detoxifia organismul, după care capsula roșie, care are rol de a multiplica celulele sănătoase. Mai multe amănunte, bineînțeles, le oferă doamna dr. Mihaela Olaru, care astăzi este alături de mine și căreia puteți să-i adresați întrebările dumneavoastră la numărul nostru de telefon afișat pe ecran, număr al emisiunii noastre, 0784 222299. Bună ziua, bine v-am găsit, stimată doamnă! Bună ziua, bine v-am regăsit! Da, mulțumesc de invitație. Este un subiect foarte important pentru fiecare și pentru noi, da? Pentru că trecem, anii trec și noi avem nevoie de regenerare celulară. În fiecare zi, corpul nostru are nevoie de minerale și oligoelemente ca să poate să proceseze, să poate să ne hrănească, să poate noi să putem să funcționăm, noi să putem să mergem la servici. Avem nevoie de aceste minerale și oligoelemente. Avem nevoie să aducem în corpul nostru, dar să-l și facem să ne producă aceste minerale și oligoelemente. Da? Avem nevoie de vitamine, de toate B-urile, avem nevoie de vitamina C, avem nevoie de fier pentru a nu fi anemici. Dar cum putem să le avem în fiecare zi? Cu un organism sănătos și detoxifiat. Ele se produc pur și simplu, suntem creați să producem aceste minerale și oligoelemente. Dar, din păcate, de multe ori, nu suntem atenți, nu mâncăm corespunzător sau nu avem timp să mâncăm corespunzător sau lucrăm prea mult și nu avem timp să ne luăm mesele care sunt obligatorii pe zi, măcar 3 mese pe zi, și atunci sărim peste ele, da? Mâncăm în fugă, da? Mergem pe stradă, luăm un fast food, luăm ceva de la fast food și ne hrănim și tocmai asta nu este bine. Corpul nu are cum să ia fierul necesar, vitamina D-ul, calciu, nu are de Deci unde. înțeleg că acest produs ar fi binevenit atât preventiv, Da. dar și atunci când s-a instalat una sau, din păcate, poate chiar mai multe Așa afecțiuni. este. Ce afecțiuni pot fi ameliorate, doamna doctor, cu ajutorul acestui produs natural 100%? În primul rând putem preveni și în al doilea rând putem merge spre vindecare, pe ameliorare. Foarte, foarte multe afecțiuni. Afecțiuni ale sângelui, afecțiuni ale organelor, pancreas, spleen, ficat, rinichi, vezică biliară, vezică urinară, uter, ovare, deci mamar, dar tot ce am defectat, tot ce defectăm. Deci corpul nostru este ca o mașină, da? O mașină de bună calitate, te duci cu ea în peco și nu o să-i pui o benzină foarte proastă, da? Îi pui tot ceva de bună calitate. Deci, din păcate, noi ne hrănim cu ceva mai puțin bun. Și de asta avem nevoie de ceva foarte, foarte bun ca să repare ceea ce am stricat. Deci întotdeauna nu suntem atenți cum ne hrănim exact. Mașina o hrănești cu o benzină foarte, foarte bună, dar corpul nostru îl hrănim la fel cu lucruri foarte, foarte bune. Deci este important să avem aceeași grijă de noi ca de lucrurile noastre scumpe. Da? Și putem. Spuneți-ne dacă acest tratament natural, acest produs care conține 17 plante, spun eu, cutiuța cu capsule verzi, cutiuța cu capsule roșii, este binevenit, să spun așa, și în situația în care persoana face citostatice sau radioterapie. Da, este binevenit, este extraordinar de binevenit pentru că elimină efectele nocive. Știm foarte bine când ajungem să facem această terapie de citostatice, că apar, cade părul, stări de greață, anemii. Deci, produsul nostru, produsul de capsula verde, capsula roșie, are proprietatea de a aduce mineralele și oligoelementele pe care le-a scos, din păcate, această terapie, le-a scos, are proprietatea de a le readuce înapoi, pentru că este un produs natural și conține minerale și oligoelemente și are această proprietate de a ajuta organismul
să se refacă după această ședință, pentru că știm că la 21 de zile mai urmează o altă ședință și o altă ședință și corpul trebuie pregătit pentru aceste ședințe. Da? Și cum putem să-l pregătim decât cu un produs care conține, care este un conținut în tot, adică are de toate. Nu venim cu ceva, un ceai simplu, hai să mă refac după. Nu, nu merge așa. Pentru că un profesor spunea așa, o ședință de chimioterapie echivalează cu un elefant care intră într-un magazin de porțelanuri. Adică distruge tot, nu alege. Ședința de chimioterapie nu alege doar celulele mai puțin bune, celulele rele din corpul nostru, le alege pe toate. Da? Deși atunci nu face diferența între ele. Și atunci noi suntem responsabili ca să aducem în organismul nostru și să hrănim celulele sănătoase, pentru că ele luptă. Luptă în continuare cu boala, luptă în continuare cu tot ce este mai puțin bun în corpul nostru. În mod normal, pentru o afecțiune normală, să spunem o afecțiune a ficatului, da? Cât timp ar trebui să dureze această cură cu acest produs natural? Între 3, 6, 8 luni de zile este suficient, pentru că ficatul este singurul organ care se regenerează și foarte repede. Deci ficatul e un organ, este cel mai important din punctul meu de vedere, pentru că el procesează, el distribuie în organism tot ce avem noi nevoie. Toată hrana celorlalte celule, el le distribuie și ne ajută. Da? Și atunci el ar trebui să fie primul care trebuie să ne adresăm. Deci ficatul, după aia, pancreasul, rinichii, vezica biliară, toate sunt legate între ele. Una fără alta n-ar putea exista. Da. Așadar, numărul de telefon al emisiunii noastre vă stă la dispoziție. Așteptăm întrebările dumneavoastră pentru doamna dr. Mihaela Olaru. Vorbim iată despre un produs natural 100%, un produs care de-a lungul timpului a adus multă bucurie în casa și în sufletul multora dintre dumneavoastră, prin faptul că, iată, au fost ameliorate foarte multe afecțiuni, precum afecțiuni cardiovasculare, afecțiuni ale stomacului, ale ficatului, ale rinichilor, ale plămânilor, a întregului organism, având în vedere că se merge la o regenerare a celulelor stem, o multiplicare a celulelor sănătoase, lucru care are loc zilnic în organismul nostru, dar atunci când ceva se defectează, să spun așa, acest proces nu mai are loc în mod natural și trebuie să ne ajutăm cu un produs natural 100%. Doamna dr. Mihaela Olaru, știu că dumneavoastră de cele mai multe ori personalizați tratamentul pentru fiecare pacient în funcție de afecțiunea, de afecțiunile pe care le are, de cât timp are afecțiunea, ca să nu mai vorbim că de cele mai multe ori știm cu toții, de fapt, din ce am citit, că foarte multe afecțiuni apar și din cauza psihicului nostru. Da, se spune că nu eu am spus, au spus-o mari înțelepți, că la baza fiecărei afecțiuni există o traumă psihoemoțională și este important să plecăm de acolo, de la cauză, să mergem către efect, da? Pentru că efectul poate să apară, de exemplu, spunea că în copilărie a părinții nu i-au dat atenție, nu s-a simțit iubit și a apărut afecțiunea pulmonară. Da? Și atunci mergem la cauză și ca să tratăm efectul. Întotdeauna trebuie să fim atenți cum hrănim acest om, pentru că suntem unici, nu semănăm unul cu altul. Ar fi foarte bine să fim așa o matriță, să fim toți la fel, că am ști exact ce să facem, dar fiecare suntem unici și ne raportăm la unicitate. Mergem și stăm de vorbă cu pacientul și vedem ce îl frământă, ce s-a întâmplat, de ce a ajuns acolo, de ce este bolnav acum, de ce nu a avut grijă de el, că foarte mulți oameni, vă dau acum un exemplu, o doamnă a venit la mine și mi-a spus, am avut grijă toată viața de alte persoane și de mine nu. Nu există așa ceva. Pentru că dacă nu ai grijă de tine, nu poți avea grijă de nimeni altcineva. Deci, în primul rând, tu trebuie ca om să fii sănătos, să te hrănești bine, să ai o conduită bună, trebuie să fii exemplu pentru ceilalți ca să te urmeze. Deci a ajuta pe cei din jur este în primul rând ajută-te pe tine. Deci dacă tu vrei să dai un exemplu, eu sunt sănătoasă, vreau să fiu sănătoasă, încep prin a arăta lucrul ăsta. Exact ca și în afecțiuni. Dacă mergem la un medic bolnav, da? Medic bolnav nu este un exemplu pentru mine. Da? Deci trebuie să fie un exemplu. Și medicul, și terapeutul, și psihologul, pentru că sunt colegi psihologi pe care îi cunosc,
au o conduită perfectă pentru că vin către oameni să-i ajute, merg către cauză. Și asta facem și noi acum. Mergem către cauză, vedem ce s-a întâmplat, de ce au apărut chisturile ovariene, cum putem ajuta, au apărut pentru că m-am intoxicat sau n-am mâncat corespunzător sau am avut probleme psihoemoționale, m-a părăsit iubitul sau ceva de genul ăsta. Și atunci știm în ce direcție să, pe ce direcție să o luăm. Din vasta dumneavoastră cazuistică, în urma tratamentului cu acest produs natural, care conține 17 plante, capsula verde, capsula roșie, ne puteți da două exemple, să spunem? Da, un exemplu foarte, foarte frumos este în cardiovascular. În 2016, 60% din decesele din România au fost din cauza pe cardiovascular, da, și este foarte îngrijorător. Un domn cu, în urma unei analize, 80% vasele înfundate, chiar așa s-a exprimat medicul, ai vasele înfundate 80%, deci avea ateroame pe vasele de sânge în proporție de 80%, erau efectiv sclerozate, a luat tratamentul în primele două luni. A scăzut până la 70, după aceea ușor, ușor a început să scadă. Când am văzut că după două luni de zile deja a avut un rezultat de 15 puncte în analiză, am zis da, tratamentul funcționează, mergem mai departe. Acum suntem în tratament, pacientul se simte bine, colesterolul la analiză s-a înjumătățit, poate să urce scările, nu mai obosește, nu mai are picioare reci, mâini reci, deci s-a îmbunătățit starea fizică, avem 6 luni de la tratament. Deci este foarte bine. Mai am pacienți cu care vin la mine și se plâng. Am un serviciu foarte, foarte stresant, ajutați-mă să pot să rezist. Ei, atunci putem să luăm capsula verde, capsula roșie, ne va da energie și ne va ajuta. Pentru că energie înseamnă multiplicare celulară stem. Multiplicarea celulelor bune din corpul nostru ne dă și energie. Deci nu putem folosi doar de afecțiuni. Înving până la urmă celulele bune, celulele noastre care se regenerează, înving celulele bolnave sau afectate. Da, le înving pentru că le elimine. Efectiv apare procesul de eliminare din organism, sistemul imunitar. Și în cazul unor formațiuni? Și în cazul unor formațiuni intră în regresie, se diminuează. Da? Pentru că o formațiune înseamnă un conglomerat de celule moarte, un conglomerat de celule mai puțin bune. Și atunci intră în remisie, pentru că vine sistemul imunitar cu putere și încearcă să pur și simplu să elimine acele celule și le elimină ușor, ușor. Așadar, stimați telespectatori, numărul de telefon al emisiunii noastre vă stă la dispoziție pentru întrebări care doriți să îi le adresați doamnei dr. Mihaela Olaru. Eu deja am și unele întrebări pentru dumneaei. Iată, cineva vă întreabă dacă în cazul colonului este bun acest produs. Păi, foarte multe afecțiuni pornesc de la o intoxicare. De dacă un colon este pur și simplu plin și intoxicat și necurățat de zeci de ani de zile, pentru că așa se întâmplă. Nu avem această, cum se spune, nu avem această știință în România. În alte țări, da, mergi și faci hidroncolonterapie și scurezi colonul sau folosesc clismele. În alte țări avem, dar la noi nu, din păcate. Ar trebui curățat colonul o dată pe lună. În fiecare lună ar trebui să facem o detoxifiere care ține 3 zile. Da, vin acasă vineri de la servici, vineri, sâmbătă și duminică fac această detoxifiere. Sau, dacă nu am timp... Și pot să iau și capsula roșie, da, bineînțeles, pentru regenerare. Bineînțeles. Bun. Adică 3 zile stau acasă și beau numai sucuri, da, și îmi curăț colonul, dar pot în același timp să ajut și mai mult, pentru că o detoxifiere profundă nu poți să o faci în 3 zile. Și ajut cu capsula verde și cu capsula roșie să curăț foarte bine colonul. Să știți că din colon, din intestinul subțire, foarte multe toxine reintră de nou în circuit. Deci dacă un colon este intoxicat, un colon plin, nedetoxifiat, intră din nou în circuit toxinele. Ioana din Ploiești vă întreabă dacă în cazul unei creatinine ridicate este eficient produsul. Da, este foarte eficient. Capsula verde, capsula roșie împreună cu un regim alimentar fără proteină animală, pentru că creatinina se află doar în proteina animală, ajută pacientul să scadă creatinina. Am avut pacient cu 3,5, cu 4, care s-a ajuns la 2, la 1, acum suntem în limitele normale. Dar când ajungem în limitele normale, nu ne apucăm din nou să mâncăm proteina animală ca să creștem din nou creatinina. Trebuie să ținem o perioadă tratamentul, trebuie să ținem regimul alimentar o perioadă, pentru că dacă odată am reușit să facem stop de creatinină, vom reuși și a doua oară. Laurențiu din Constanța ne spune că are hepatită virus B. Da, este un virus care distruge ficatul,
ta și avem nevoie să-l susținem, să susținem ficatul, ca acest virus să devină mai puțin virulent. Deci este foarte bun pentru această afecțiune. În cazul astmului, ne întreabă altcineva. Da, este o afecțiune pulmonară. Din punct de vedere psihologic, se spune că astmul este neacceptare, nu accepți anumite lucruri din viața ta. Și este bine să ne gândim și la partea asta, ca și tiroida. Se spune că dacă avem o afecțiune tiroidiană, sau ni se opresc cuvintele, nu ne putem exprima, ne oprim exprimarea. De exemplu, spuneau pacienții, păi nu pot să mă exprim că aș jigni-o pe mama sau i-aș jigni soțul. Părerea mea este că a spune lucrurilor pe nume și a spune adevărul nu înseamnă o jignire și așa că afecțiunile ar dispare. Deci astmul este acel lucru care îl ții în tine și nu te poți exprima, vrei să nu-ți spui adevăratele lucruri. De exemplu, îmi place... O fire introvertită. Da, o fire introvertită. Și stomacul, la fel, poți să oprești. Sunt oameni care vor să spună... În cazul pancreasului ajută? Da, în cazul pancreasului este lipsa de iubire, din punct de vedere psihologic. Nu te manifesti în iubire și atunci pancreasul se blochează și nu mai secretă insulină, adică nu mai secretă dulcele. Dulcele este iubirea și avem nevoie din exterior de dulce și mâncăm foarte mult dulce și ne molnăvim pancreasul. Da, ajută și în pancreas. Știu că poate fi numit și un citostatic natural acest produs natural care conține 17 plante. Vine și ne ajută. Ne ajută să învingem boli mai puțin bune, boli în fază terminală chiar, ajută pacientul orice să se refacă. Orice zi în plus contează orice pe care o contează, trăiești. Orice lună, orice minut. Am pacienți care li se spunea, vai, nu mai putem face nimic și s-au îndreptat către naturiste și au încercat să facă ei și au reușit printr-o alimentație sănătoasă. Așa este. Au reușit și sunt foarte mulți oameni care au reușit să învingă. Pentru că fiecare zi este o luptă și dacă ai învins în acea zi, ai câștigat o bătălie. Deci este important să facem ceva ca să învingem în fiecare zi, să fim câștigători la sfârșitul zilei. Așa este. Așadar, iată un produs care conține 17 plante, capsula verde, capsula roșie, are rol de a detoxifia organismul, dar are rol și de a multiplica celulele stem, celulele sănătoase, celulele noastre din organism care au acest proces are loc în fiecare zi, însă atunci când nu mai are loc, s-a instalat o afecțiune, iată este bine să ajutăm organismul cu un produs natural care nu are contraindicații. Când spunem natural, are contraindicații, doamna doctor, nu, acest nu produs? Are contraindicații, da, este recomandat și copiilor și tuturor categoriilor de vârstă, doar dacă pacientul nu este cumva alergic la o substanță, pentru că înainte să-l cumpere, ne consultăm și îl întreb, sunteți alergic, nu sunteți alergic sau aveți vreo alergie, adică întrebăm, toată facem o anamneză a vieții pacientului. Ați băut vreodată ceai de și ați devenit alergic și îmi spune da sau nu, adică discutăm și despre acest lucru. Da, știu că discutați foarte mult cu fiecare, exemplu, din acest motiv le și recomandați sau le puneți la dispoziție un tratament personalizat. Așa este, de exemplu, sunt anumite tratamente alopate care sunt contraindicate cu anumite substanțe din plantă și suntem foarte atenți să nu facem rău și să facem numai bine. Rodica din Iași ne spune că are un chist la nivelul sânului. Ar putea o ajuta? Da, în primul rând facem o detoxifiere, schimbăm stilul de viață, aflăm de ce a apărut acel chist, da, la nivelul sânului și după aia îi dăm o rețetă pentru a diminua cu pași ușor, pentru că și el a crescut tot cu pași ușor, nu merge într-o zi să scăpăm de el, da? Și o ajutăm pe doamnă să diminueze acest chist care... Această cură cu acest produs natural poate fi luat în paralel cu un tratament alopat, un tratament pe care l-a prescris medicul specialist persoanei respective? Da,
pacientul chiar este indicat să urmeze tratamentul care i l-a dat specialistul, pentru că sunt afecțiuni foarte grave, da? Și el este obligat să-l ia cât timp i-a zis specialistul și să meargă la controlele pe care specialistul le-a indicat. Noi venim cu tratamentele naturale să ajutăm, nu să eliminăm. Niciodată nu se face acest lucru. Adică, oh, wow, am diabet, opresc insulina că vreau să iau un tratament natural. E total greșit. Nu. Da, exclus. Luăm insulina, luăm un tratament natural, măsurăm zilnic insulina. Dacă începe să se normalizeze, atunci ne adresăm medicului diabetolog și medicul are hotărăște ce e de făcut în continuare. Ce e de făcut în continuare, nu hotărâm noi de capul nostru și suntem foarte atenți cu ce tratament, de exemplu, ce fel de insulină luăm, ce fel de tratament luăm, cum se numește tratamentul, ce substanță activă are, pentru că v-am spus, unele substanțe active din tratament intră în conflict cu unele substanțe din tratamentele naturale. Și suntem foarte, foarte atenți în privința asta, să facem o recomandare bună și o recomandare pe caz, direct pe afecțiune. Înțeleg că acest produs care conține 17 plante acoperă o plajă largă de afecțiuni, tocmai pentru că este un detoxifiant și în același timp, da, luăm capsula verde, după aproximativ o oră, timp în care și consumăm lichide, luăm capsula roșie, care are rolul de a regenera celulele noastre sănătoase, da, iar în cazul în care avem și celule afectate, să spun, în organism, acestea, așa cum spunea doamna doctor, pot intra în regresie sau poate sunt chiar eliminate. Tocmai din acest motiv, cum spuneam, acest produs se adresează unei plăji largi de afecțiuni, corect? Așa este. Ne mergem de la o banală răceală până la o afecțiune terminală. Deci putem ameliora foarte multe afecțiuni pentru că este un produs de regenerare celulară. Vine și regenerează celulele existente în corpul nostru, aduce mai multe celule, din ce în ce mai multe celule. Avem 5 milioane, pentru că aduce 10 milioane. Organismul nostru nu mai este capabil să facă acest lucru singur. Și trebuie ajutat, pentru că dacă apare o afecțiune, el nu mai face acest lucru. Noi suntem creați să regenerăm în fiecare zi, dar dacă apare o afecțiune, să știți că și simplu stres oprește această regenerare. Dacă suntem stresați, oprim această regenerare și atunci avem nevoie de ajutor, avem nevoie de exterior să pornim din nou regenerarea celulară. Conține 17 plante. Spuneți-ne, enumerați câteva dintre ele. Doar câteva. Sunt Garoderma, Astragalus, Zeolit, deci sunt mai multe. Ideea este că ele sunt puse într-un anumit gramaj, combinate, trebuie să coada calului, coada șoricelui, deci anumite extrase, sunt extrase la nivel nanometric, pentru că altfel n-aveam cum, că dacă bea un ceai, nu multiplică celulele stem. Trebuie să fie la nivel nanometric ca să intre în structura celulei, ca să poată să facă lucrul ăsta. Deci este un complex, deja ajungem într-o industrie. După îndelungi studii, da, de ani de zile, de către medici, biologi, chimiști, da, s-a ajuns la această formulă, da, să spunem. Da, da. Așadar, eu vă mulțumesc, doamna doctor Mihaela Olaru, și sper să ne întâlnim cât mai des, pentru că sunt foarte multe lucruri de spus și nu avem timp de multe ori să spunem tot ceea ce am dori. Însă, stimați telespectatori, eu vă mulțumesc pentru atenție și până data viitoare, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră.